Coaliția de guvernare a decis, pe 9 iunie vom fi chemați pentru a pune ștampila pe europarlamentari, primari și consiliile locale, președinte și Consiliul Județean. Scopul comasării este de a scoate cât mai multă lume la vot. Deși sunt partide cu doctrine total diferite, unii fiind de stânga, alții de dreapta, PSD și PNL au bătut palma pentru comasarea alegerilor locale cu europarlamentare. Această decizie prevede ca la nivelul alegerilor locale fiecare partid să candideze prin forțe proprii, iar pentru alegeri europarlamentare să existe o listă comună. A fost o decizie care a presupus de la sine asumarea deciziei politice, responsabilitate politică, a afirmat Nicolae Ciucă. Știm istoricul formării acestei coaliții. România, cu toate crizele suprapuse, se află și în fața unei crize sociale. Nu am nicio reținere de a ne angaja în acest proiect politic. În afară de performanțele guvernării, eloc și de mai bine, ne-am asumat o decizie politică, a mai afirmat Marcel Ciolacu. Ciolacu a mai spus că alegerile prezidențiale vor avea loc în luna septembrie, în perioada 8-22, iar cele parlamentare pe data de 8 decembrie. Liderii coaliției au fost întrebați și dacă PSD și PNL își asumă un scor de 50% la europarlamentare. La această întrebare, Marcel Ciolacu a declarat că va demisiona dacă pierde alegerile.